inspirație muzicală, care este unul din cel mai îndrăgit și răspândit cântec a compozitorului rus Aliaviev, renumita romanță pe versurile poetului Delvig, Privighetoarea. O lume întreagă de gânduri, sentimente, trăiri, sufletești, cuprinde acest simplu și accesibil gen muzical. Romanța Privighetoarea a fost scrisă în stilul cântecelor populare rusești. Subiectul romanței e simplu. El ne dezvăluie soarta îndurerată a femeii. Însă dincolo de simplitate, formei, se ascunde o profundă durere și disperare. Compozitorul a dedicat această romanță iubitei sale, Ecaterina Rimski-Korsakov. Romanța este un gen de muzică de cameră. Ea a trecut prin toate epocile și este actuală și astăzi. În prezent, romanța Privighetoarea rămâne una din cele mai cunoscute romanțe, ea devenind atât de renumită datorită expresivității sale uimitoare și a simplității emoționale a muzicii. Acum, această lucrare va răsuna în formă instrumentală, transpusă pentru interpretare la patru mâini. Invităm în scenă profesorii secției pian, Angela Luleava și Mariana Ielașciuc. Moldovenească, prelucrare la patru mâini de Kociugov. Invităm în scenă elevii clasei a patra, secția pian, Ana Maria Luleava și Richard Munteanu, clasa profesorului Angela Luleava.
melodia poloneză de Wilhelm Kramer, La șase mâini, interpretată de profesorii secției pian, Lulea Vangela, Mariana Ilașciuc și eleva clasei a cincea, secția pian, Găitura Anastasia, clasa profesorului Angela Luleava. Thank you.
este marcată de un viu colorit național și captivează prin mulțimea de teme, bazate pe intonații și ritmuri populare armenești. De o mare popularitate se bucură renumitul Dans cu săbii, din actul 4 al baletului. Transcris pentru diverse componente orchestrale, el a devenit numărul preferat a multor programe de concert. Pentru această lucrare, în anul 1943, compozitorului i s-a conferit premiul de stat. Veți audia Dansul cu săbii din baletul Gaiene de Aram Hăcăturean, transcriere pentru două piane la 8 mâini. Interpretează profesorii secției pian Angela Luleava, Mariana Ilașciuc, profesorul secției teoria muzicii Cozaru Daniela și eleva clasei a 6-a, secția pian Irina Oprea, clasa profesorului Angela Luleava. Thank you.
este una din cele mai proeminente trupe britanice din istoria rock, muzicii rock, care a realizat cea mai mare faimă la mijlocul anilor 70 ai secolului 20. Palmaresul acestei trupe conține 15 albume de studiu, numeroase concerte și culegeri. Concertele lor, de asemenea, au fost recunoscute ca unele din cele mai strălucite și semnificative din toată istoria rockului. Și acum, vă propunem audiției o lucrare scrisă de Freddie Mercury, The Show Must Go On, ce în traducere înseamnă Spectacolul Continuă, aranjament la patru mâini de Julieva. Acest cântec de rând cu multe altele este considerat de critici ca rock clasic. Tradițională, inclusă în repertoriul orchestrelor și interpreților, este supusă diverselor modificări ritmice, armonice, orchestrale, dezvoltând limbajul ei
și conferindu-i prin aceasta un nou aspect acustic-artistic. Grigoraș Dinicu, violonist virtuos și compozitor român de origine romă, care s-a impus într-o manieră deosebită de interpretare a vechilor piese muzicale din repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului său individual și prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în toată lumea, mai ales pentru compoziția sa de virtuozitate, Hora Staccato. Ea este o lucrare scurtă, rapidă, scrisă într-un stil românesc de horă și a devenit un bis pentru violoniști. Ulterior, această lucrare a fost aranjată pentru diverse combinații de instrumente, în special trompetă și pian, vioară și pian. Este interpretată și ca lucrare componistică solo. Datorită operelor sale, Grigoraș Dinicu s-a ridicat deasupra celor mai buni lăutari români. Unele din cele mai cunoscute compoziții ale sale sunt Hora Mărțișorului, Ciocârlia, Hora de Concert, Hora lui Dinicu, Hora Spicato și multe altele. La final, va răsuna Hora Staccato de Grigoraș Dinicu, transcrisă pentru două piane de Oleg Negruță. O ascultăm, clasică, modernă sau populară, important este că noi avem posibilitatea de a alege dintre atâtea stiluri și genuri muzicale, încât nu putem să fim fideli doar unui gen muzical sau unui anumite perioade muzicale ce s-a perendat de-a lungul istoriei. Vă mulțumim pentru audiență și aș vrea să ofer cuvântul doamna Angela. Și vă mai invităm, domnul. Deci eu vreau să mulțumesc tuturor pentru prezența în sală. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci am vrut să vă familiarizăm cu o muzică bună.
de ne reușit sau nu, rămâne să decizi dumneavoastră. Deci eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc la mai mult și la mai mari. Ofer cuvântul domnului director. Să le mulțumim cât din partea direcției, cât din partea dumneavoastră. Să le mulțumim pentru aceste clipi care ne-au redat un spectacol atât de frumos. Eu cred că la toți sunteți satisfăcuți de așa ceva. Și vreau ca în continuare, ca să apară pe ecranele noastre și în raionul nostru, să apăriți mai des, să ieșiți mai des în fața oamenilor din raion, a tuturor, în aceste clipe grele care trece, cultura, cât și ramura culturii în raionul nostru și în întreaga Republică. Și eu vă mulțumesc și din partea la toți vă spunem o mulțumesc și, cum a spus doamna Angela, la mai mult și la mai mare. Noi, Direcția Școlii de Arte, ne-am stăruit și pe viitor ca să vă aducem clipe frumoase și pline de bucurie în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc!